Zagul Andra la Teatrul Municipal, interpretând rolul Vase Jeleznova de Gorki. Jucase admirabil și prezența tiranicei moșerițe mă urmărea. Portretul expus a fost repudiat de ilustrul meu model, care nu s-a mai împăcat cu mine niciodată. Dorința de a-l picta pe marele poet Tudor Arghezi a pornit din admirația ce am avut întotdeauna și continuu să o am față de opera sa. Discuțiile contradictorii, polemicile și nemulțumirea marelui meu model, stârnite de acest tablou, m-au surprins și m-au întristat profund. Portretele trebuie să te facă să tresari și să nu le uiți multă vreme, să te urmărească într-una. Dacă nu reușești să faci privitorul să tacă un moment în fața lor și să viseze, renunțând pentru o clipă la teoriile sale, înseamnă că nu ai reușit prea mult. Oamenii mei intenționez mereu să fie tăcuți, gravi, fără a fi îndobitociți de mizerie. Îi vreau demni. Eroi anonimi. Personaje admirabile pentru drame sau epopei mari. În pânzele mele vor merge. Vor sta în jurul unei mese sau se vor odihni în spațiul vast al unei întinderi de pământ de care sunt legați ancestral. Tema m-a preocupat de mulți ani. Chiar tripticul din 1952, partea centrală reprezenta un grup de țărani care merg tăcuți și gravi, așa cum merg oamenii aceștia de-a lungul vremii. Aveam în cap câteva proiecte mari, între care vechea idee care mă urmărea de mult, o maternitate fără o legendă anume, o scenă închinată tăcerii somnului asigurat de vechea mamei, a eternei femei, mama neamurilor. Cina e femeia. În jurul ei trăiesc ceilalți. Dreaptă, statuară, impresionantă în ținuta unei intimități familiare plină de poezie, femeia din Cina, ca și cea din odihna la câmp,
trebuie să stăpânească scena ca un simbol al rolului său ancestral de mamă a omului. Am îmbătrânit lângă paletă și lângă culori, lângă tăblița aceasta de lemn devenită în atâtea zeci de ani confidenta credincioasă a dramelor mele, îngropate sub straturile de culoare, a atâtor bucurii, a atâtor speranțe și visuri. Disonanțe, armonii, mister, drame, bucurii triumfătoare ale luminii, taine ale umbrelor. În aceste ceasuri de conversație, tabloul primește tăcut ecourile. Seara totul se termină ca o carte cu povești, ce se închide până a doua zi, cu un semn între pagini, acolo unde ai rămas. Călătoriile în lumea liberă, posibile pentru fericiții ce se bucurau de un pașaport pentru raiul din vest, dezvăluiau ceea ce era în sens uman cortina de fier. Expunerea lucrărilor mele în Est, unde arta mea era recunoscută și promovată, era tratată cu protocolul unui eveniment cultural. Cele câteva expoziții personale dincolo de cortină, primite cu bune intenții în onorabile spații muzeale, au fost, în contextul evoluției artelor plastice occidentale, acceptarea mea ca pictor de Est și cam atât. Ne înapoiam de obicei după vagabondajuri prin lumea basmelor, a libertăților, a bucuriilor plătite scump, a marilor contraste și de atâtea ori a indiferenței, cu ideea care mă urmărește că șansa picturii mele este tocmai ghinionul de a trăi în Est și de a lua parte la toate coșmarele acestei epoci ce mă obsedează în drama picturii ce fac. Fiecare tablou începe o suferință nouă și în același timp momente de extaz, de visare, de speranță. Răscolit de obsesii și de nemulțumiri, în unele zile tăcerea și singurătatea îți par ca de plumb. Omul cu lingura. Concetățeni, arlechinii au apărut chemați parcă de acest ecou al gândului. Trăiesc în preajma mea, mă ajută, îmi întovărășesc tristețea, se bucură cu mine odată, sunt tăcuți și soleni. Am avut mai bine de un sfert de veac, în calitate de profesor de pictură la institutele de arte plastice,
ocazia să trăiesc între câteva generații de studenți pe care i-am urmărit în ceea ce făceau. Am avut de-a face cu pictura lor avantgardistă, ostilă convenționalismului academic. I-am sfătuit să îndrăznească, chiar săriște. I-am apărat în numele unor principii de pictură ce-i animau. Lângă șevaletul meu mă așteptau sfinții mei de totdeauna, tăcuți, meditativi, cei mai mari pentru mine, El Greco, Goya, Van Gogh, Lucian, Tonița, Petrașcu, Rembrandt van Rijn, cel de totdeauna. Lumina va străbate multă vreme încă prin ochiuri de geam și va cădea, ca și atunci, pe chipurile oamenilor. Va desena pe ziduri umbre puternice sau ușoare. Se va lupta cu întunericul după aceleași legi dinainte și din vremea lui impânându-și fiecare supremație. Suntem făcuți din umbre și lumini. Pentru a prețui strălucirea luminii, trebuie să știm a pătrunde misterul întunericului. Cea largă bezmetică fără țintă, urmărită de un coșmar sub genială întrebare argheziană. Caravane și haite, încotro mergeți? Trăim în epoca sindromului distructiv și a omagiului permanent. Toată țara este victima unei demențe. Se dărâmă case, biserici, monumente. Nimeni nu protestează, tot se supun și execută. Constrângeri, economie, muncă, sărăcie, dezorganizare, aplauze. Pictez la disperare ca să scap de obsesia urâtului de pe stradă, de oriunde mă duc. Într-o zi, în singurătatea unei pânze, a apărut spectrul unui rege nebun, învăluit în mantie improvizată, cu picioarele goale, alături de coroana sa de hârtie. Privirii lui pierdute nu-i ține tovrășie decât o umbră proiectată pe zid. Regele nebun, închis în celula lui de ospiciu, se învârtește fără odihnă, urmărit de propriei umbră și de blestemele miilor de victime ale oribilei sale domnii. Două obsesii legate în creația mea de tema permanentă a portretului singurătății noastre, celei de totdeauna. Regii mei nebuni și spaimele pândesc existența și obligă să iei în seamă lupta destinului propriu. Thank you.
aceștia e tot ceea ce îmi doresc pentru lucrul meu care a devenit unica preocupare, sublimul meu chin de apogeu, cu o izolare totală lângă paletă, lângă masa de desen sau masa de scris. Între cortegiile de regi nebuni și aglomerările dramatice ale atâtor spaime ce populează aproape exclusiv pictura mea de bătrânețe, autoportretul se impune ca o prezență obligatorie în atmosfera dramei haotice pe care o traversăm. Îmi place să mă știu un apărător al ultimului cap de pod al picturii mari. Nu fac pictura secolului sau a epocii pe care o traversăm. Fac pictura mea într-o epocă confuză, în care generația mea și idealurile ei au dispărut. Mă sperii uneori, alteori trăiesc cu voluptate statutul de anacronic. Nu poți înțelege, din păcate, decât foarte târziu, când timpul s-a împuținat, când începe să se lase seara peste visurile și entuziasmele vieții tale, odată cu greutatea singurătății, gustul tăcerii și al meditației în fața operei tale și a altora. Eliberat după atâtea victorii și înfrângeri de viciul ambiției, descoperi cealaltă față a gloriei. Mai mult de o jumătate de viață ți-ai voit-o luptând cu cei din jur pentru locul ce ai pretins că ți se cuvine. Ai suferit, ai urât și iată că toate acestea îți par acum atât de discutabile, atât de efemere și meschine. Născut la Craiova, Corneliu Baba este cinstit astăzi ca unul dintre cei mai de seamă pictori români contemporani. Prestigiul și respectul și le-a câștigat prin munca sa neobosită de aproape 50 de ani la Șevalet și peste 30 de ani la Catedra ce deține, la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București.